pistolul de film, Nando Cipreșii, un om care a scris cronică de film, un om care a întâlniat în 1990, alături de Bujor Rădanu, editura video, actualmente studioul Video Art, și care, de fapt, a prelungit viața filmului documentar de la studioul Sahia spre Video Art în digital. Este un om care a scris un scenariu foarte interesant despre Iulian Micu, a colaborat foarte mult cu Iulian Micu. Filmul se numește Despre Iulian Micu, așa cum a fost, Despre noi, așa cum suntem. Este critic, istoric de film, scenarist, producător, doamna Ana Maria Constantinescu. Cal n-avem, doar un premiu, dacă vreți să-l luați. Și vreau să mă ia pe cal. Nu, dar puteți să-l luați trandafirii, puteți să-i dați unui cal, dacă nu vreau. Da. Încercați să văd dacă mai sunt câți de la început, dar. Dar vreau să spun că în acești 41 de ani cât am lucrat, așa scrie pe cartea mea de muncă, trebuie să mulțumesc multor oameni care cred că sunt aici în sală și care au fost alături de mine și m-au ajutat să realizez atât cât am putut eu să realizez ca producător delegat la filmul de lungmetraj și apoi în anii de după 90 la filmul de scurtmetraj. Așa e cinematograful. Fără echipă, nu se poate. Și mulțumesc celor care au avut curaj să ducă mai departe filmul documentar, domnului Bujor Rădanu și Laurențiu Danjou. Mulțumesc și acest caz. Al treilea premiu de excelență este pentru un critic și un istoric de film de reputație națională și internațională. Este vorba de domnul Călin Căliman. Nu am să spun acum zecile de articole, sutele de articole, ci zecile de cărți pe care le-a scris. Vreau numai să răspund că a fost unul din membrii unui juriu care a oferit unui tânăr un premiu pentru care aproape că trebuia să pierdească cu cariera. Deci a făcut un gest care uneori n-ar trebui să uităm și să fim solidari, critici cu realizatorii de film. Domnul Călin Căliman este la un festival în sănătate, îl invit pe doamna Dana Duma, soția domnului Căliman și a critic și istoric de film și secretarul Asociației Criticilor din Uniunea Cineaștilor, să ridice premiul. Și să vă spun ceva. Cinema și am fi meritat cred niște săli de film mai multe și mai elegante și măcar să ne facem sala cu cinematograful nostru, da? Studio.
pentru Eurovision, în Olanda, și pentru a prezenta niște zile ale filmului românesc. Se bucură enorm pentru acest premiu, vă mulțumește, îi pare rău că nu e cu noi aici și, în plus, consideră că e cel mai frumos cadou de ziua lui care va fi lui. Foarte mult și poate avem nevoie de un moment de respiro, momentul acela muzical, în care o trupă, dacă vrea ea, o trupă... Este o artistă. Așa. Nu e o artistă, e o trupă. Este, dar artista s-a reinventat. Deci dacă mai face schimbări, e ultim moment, fără să știu, măi, nu merg mai multe pe mine. Haideți! Deci eu când fac prezentarea asta, voi trebuie să intrați deja, ca să ne sincronizăm. Da. Ia băi, sunt ei! Trupa Concertino din nou, cu aceleași aproape. Mulțumesc foarte mult! V-ați sfătuit să vă luați de dansatoare, totuși bine. Și Rona!
aici. Internațională. Dar rămânem cu muzica, nu? Sigur că da, rămânem cu muzica, rămânem în domeniul muzical și îl invităm chiar acum în scenă pe Dan Byron. Vă rog frumos! Să ne găsească din versurile lui. Pentru coloana sonoră. Ce părere are de băieți? Cum, așa ca specialist? Ei sunt mai începători. Nu? Aș fi așa mi s-a părut, mă rog. De-aia și am fi insistat să fie niște fete, în schimb, da? Dan? Eu am venit să vă prezint un domeniu care mă întâlnesc. Mai trec cu vedere așa. Dacă închizi sonorul. Cei mai mulți dintre noi, atunci când se gândesc la film, se gândesc la actori, în primul rând, poate unii dintre noi se gândesc la efecte speciale, se gândesc la scenarii. Deși, ciudat e că cei mai mulți dintre noi nu știu cum îi cheamă pe scenarii sau cum îi cheamă pe cei care fac efectele speciale. Păi am scris, scrie și ei să scrie nicio problemă. Se zice că există și unii dintre noi care sunt un pic mai elevați așa și se gândesc la regizor, se gândesc la cinematografie, la chestii mai adânci. Dar de cele mai multe ori nu se vorbește despre muzică. Și vreau să vă povestesc o mică poveste, nu e într-o noapte, din greșeală, am dat pe un post TV, culmea e că eu n-am televizor acasă, nu mi-am amintesc unde eram. Mă mir, așa se plătește. Am dat peste Doamna Dupaur, filmul lui Chaplin, cu o altă coloană sonoră. Culmea e că de atunci până acum am căutat să găsesc acea variantă, n-am găsit-o niciodată, dar am să vă spun care era concluzia. Filmul Doamna Dupaur, după cum foarte bine știm cu toți, este o comedie foarte simpatică, are niște momente pe care nu o să le uităm niciodată, cum ar fi momentul mâncării bocancului sau momentele cu Charlie Chaplin în momentul în care colegul lui îl aleargă văzându-l drept găină. Da, dar nu te mai uita la mine. Găinuș. Toate momentele astea erau transformate din cauza muzicii într-o dramă sau chiar într-un film horror. Din cauza că muzica era cu totul alta, era mult mai sumbră și fiind și al negru și silent movie și totul era așa. Așa că m-am gândit să vă spun toate lucrurile astea. Dar sigur erai ok? Da, eram ok. Eram absolut ok. Adică poate televizorul era închis și ai auzit în altă parte. Eu mă gândesc foarte serios că este posibil cineva să fie încercat să ocolească drepturile de autor. Altă variantă nu găsesc. Dacă era în regie, trebuie să fie capină. Da, mă rog. Okay. Ideea este că aceia dintre noastre care voiau probabil să se ducă la țigară într-o pauză așa, mai niciun caz. În timp ce se decenează premiul pentru muzică, da, poate se gândesc de două. Nominalizații pentru coloana sonoră. Nu ar fi mai stat. Și n-am nici copii. Te-ar fi mai stat, nu? Gata, mergeam,
Nu știu la nevastă, dar e obosită să ne aibă copii, mai venim decât apoi. Nevastă nu e ca să mă le nominalizările pentru cea mai bună comandă sonoră, iar în această seară, premiul... Ia uite, delicate. Tu te-ai gândit vreodată să scrii muzică sau ai scris muzică pentru film? Da, bineînțeles. Bineînțeles ce? Bineînțeles că am scris. Și filmul care, ultimul film la care a făcut muzică, a fost a luat premiul pentru cel mai bun scurtmetraj. Aplauze pentru Dan Byron! Aici scrie Cristian Tarnovețchi pentru filmul București nostru. La când i-am numesc să se publicoase producătorului film, numai Sabina Codin Maziciur. Vă rog, Codin, maestre. Vă cunoaștem de undeva, vă cunoaștem bine. Cred că din lumea filmului. Dumneavoastră cu castingul. Castingul pentru actriță, dumneavoastră. Mulțumesc pentru acest premiu, n-am niciun merit, bineînțeles. Singura bucurie este că Dan Chișiu a putut să fie aici, atunci am fost eu invitat. Asta e singurul element fericit. Da, și noi, uite, poți premiu, mulțumim și noi foarte mult. Și florile. Poate și trebuie, să știi că sunt fete ca lumea sală. Așa. Acum ce melodie s-a făcut muzică originală? Trebuie să mă gândesc mai mult. Să lasă să te încurești. Care variantă? Vedem noi. Mai aveți baterie, nu? Chestiile alea care stă în Varșovia zice așa, dragă domnule,
dacă voi câștiga premiul, te rog că te duc pe scenă și spune următorul text. Bună seara! Vă mulțumesc pentru onoarea de a-mi acorda acest premiu și pentru onoarea de a face parte din echipa filmului Carmen. Dacă nu mi-ați scăpat un detaliu, Carmen este primul film de lungmetraj al noului val care folosește muzică originală. Mă bucur că a fost așa și mă bucur că nu a rămas un caz singular. Felicitări întregii echipe și mulțumesc jurului pentru apreciere. Dacă nu câștig premiul, șterge mesajul și nu te uita pe scenă. Mulțumesc foarte mult! Puteți să-i răspundeți ca reformat. Ca reformat. Mulțumim, da, Bayram. Mulțumesc și eu. Da, Bata și să vă dat. Bine, ne chemați. Ne chemați la fărbare, pe toți. Serina, modă, alea. Ești bine îmbrăcat, te-ai gândit și cum am trebuit. Așa este, te rog, spune. Sunt albaștri? S-ar putea să te scoată din schemă. El este un manechin. A început cariera ca manechin al casei de modă Venus. Deja cred că știți despre cine e vorba, dar a lucrat și la atelierele Versace. A avut o mulțime de prezentări de modă la premii internaționale și naționale. Iar ea este o actriță, dar se zice apariție. O să credeți că am o problemă. Nu, n-am nicio problemă, arată foarte bine. Este o actriță tânără, Diana Dumitrescu și... Și Cătălin Botezat. Ce v-a zis? Nu, că nu vorbeam cu tine. Ce v-a zis? Să vorbesc cu ea. Să vorbesc, nu? Așa, ok. Dar de ce se vorbesc? Așa? Eu mă văd oricum, stai liniștit. Știu. Când doi să cerc, aș vrea câștigă. Da, păi, să începem cu premiile, nu? Ce pot să vă spun? Moda și hainele, în general, sunt domeniul meu. Dar ca să faci, eu știu să spunem, costume de film, cred eu că trebuie să fii mai mult decât un creator. Trebuie să fii un vizionar. De pentru care aș vrea, împreună cu dumneavoastră, să vedem opinia publicului în ceea ce privesc costumele de film. Da, mă rog, a juriului mai degrabă. A juriului, da. A juriului. Bună seara!
bună seara. Acesta este premiul, acelea sunt florile, acela este microfonul în partea cealaltă. Cum ați reușit să-l îmbrăcați pe băiatul care se mâna cu un... Degeaba am întrebat dacă nu e la microfon. Păi nu nimic, o... Foarte mare dificultate. Păi mă gândeam. Asta meritam trebuie de... La pantalonul cum era. Că nu se vede un pantalon cum era, ce culoare. Bine, am înțeles, mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult și felicitări. Îl întrebam pe Cătălin dacă o știe. Eu aș fi vrut să-l întreb pe Cătălin, unde găsești șosete roșii, de exemplu. Am vrea să fac reclamă, dar îmi place. Vezi că s-a oprit, pentru că vreau să am o discuție cu tine, că venim cu anul urmă. Nu mă rog, nu mă rog, dar te aduci în film, așa că... A, bravo. Diana? Pentru că toți cei abia sale știu foarte bine cât de important este machiajul în film, haideți să vedem lumina literii. Auzi, ție cu câți o dată? Mie o dă cu 25, cred că ne trage în țeapul ăsta. Ia te uită, de ce n-avem de aici? Amalia, să ne ajungi dacă îmi da? Da, da. Dă-mi el mie pe Mircea, pentru că așa cum te-am crescut pe tine, o să-l cresc și pe el. Să am și eu mă la bătrânețe. Păi cineva care îți aducă un pahar cu apă. Aici câștigă cine vreau eu. Pierde cine vreau eu. Totul mi-a face cum vreau eu. Cariera ta ți-o fac eu. Cariera ta ți-o fac eu. De ce să vedem eu? Thank you.
Alin Prinț de astea. N-ați întrebat la renovare că jos se lucrează în Daci. Am întâlnit pe noi peste o săptămână. O să ne schimbe mobila tot. Vă rog să se mă spun ce sunt bine. Vorbim aici de rețea condusă după cele mai clare reguli la fel. Și dacă ai văzut că n-am răspuns, nu puteți să zic nici unul să greșe cu mine? În care tu începi să tragi de timp cât poți,